coborâți jaluzelele ferestrelor și ridicați volumul televizoarelor. A venit momentul să aflăm ce mai spun românii. Cine știe, e premiat în bani. Cine nu, rămâne cu buna dispoziție și cu o îmbrățișare de la dragul nostru, Cabral. Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Toată lumea e bine, sănătoși? Da! Analizele la zi? Da! Nu? De ce nu? Da! Ce trebuie să vă mai faceți? La cap. Mi-a ieșit la cap. Nu vă verificați la cap. Mi-a ieșit colesterolul, Maria. Oh. Da. Mi-a dat câte o pastiluță mică să o iau în fiecare zi. A mea e mai mare. Dar uit în fiecare zi să o iau, dar cred că colesterolul meu nu știe și s-a speriat și plec. Gata, am rezolvat. Eu mă mir că la 33 sunt așa cu... În sfârșit nu mai e. Ca de obicei, 6 runde răspunsuri de favorite pe ecran, dau puncte. Dacă nu dau puncte, atunci... Adam Blau, am înțeles. Cu cine jucăm? Pavel! De la Petru și Pavel. Dar e fără Petru. Familia Petru? Nu, Pavel. Păi a zis doamna, Petru. Se aude, dar se aude că bate scâmpii, că nu-mi dau seama. Aud Petru, Pavel, toate... Pavel! Deci familia... Pavel! În sfârșit. Nu ți-am zis că n-am făcut la cap analizele? Ia, zis la Petru și Pavel, că e sărbătoare. A fost... Care e faza cu Petru? Sărbătoare pe 29. Păi eu vă întreb cu ce familie jucăm, domnule. Voi începe sărbători de în iulie. Băi, dar de Crăciun de ce n-a zis nimic, domnule? Că și Revelionul e... O să fie o zi grea aceasta. Eu zic că foarte grea. În aplauzele mele, familia Pavel. Din Breaza sunt ei, conduși de Dan. Salutare, Dan. Salut. Salut, Dan. Dan are 25 de ani, a venit la noi când avea 23, nu? Da. 23. S-a mai dezvoltat între timp, a mai pus și vreo 23 de chile. Este de profesie masseur. E atât de pasionat de pescuit încât visează ca într-o bună zi să fie patronul unei bălți. Cu pește. Nu îi place curățenia, dar îl irită dezordinea și îl deranjează sunetele care nu ar trebui să se audă la o mașină. Spune despre el că este o fire modestă și amuzantă, dar admite că partenera lui nu râde la glumele sale seci. Cu cine ai venit, Dan? A venit împreună cu iubita mea, Elena. Bună, Elena! Bună! Cu nașul nostru, Vlad. Salutare, Vlad! Cu vărul nașului, Cătălin. Salutare, Cătălin! Și cu vărul Elenei, Răzvan. Salutare, Răzvan! Elena are 19 ani, este elevă și visează ca într-o bună zi să devină polițist. Are o înclinație către gătit și o deranjează sunetul de scârțâit pe tablă. Ne-a spus că nu e conștientă de calitățile sale, dar ne-a făcut o listă lungă de defecte. Doarme mult, e ușor pesimistă, este enervantă, este ofticoasă. Dane, nu știu ce-i cu tine, nu te orienta bine. În altă viață și-ar fi ales o carieră de însoțitor de zbor. Da, și poți și în viața asta, dacă vrei, că timp e. Vlad, salutare, Vlad. Vlad are 29 de ani și este un kinetoterapeut pasionat de drumeții. Când nu este plecat de acasă, are grijă de cei doi câini și cele două pisici ale sale. Are două condamnări pentru furt pe internet, se declară un gurman și spune că nu există... Are mamă de infractor pe internet, dar n-a comentat nimeni nimic? Are, nu? Nu este, dar dacă are voi, nu mă bag, nu comentez. Se declară un gurman și spune că nu există mâncare de care nu s-ar atinge. Aparențele înșal. În viață țintește către două idealuri. Să ajungă pilot de curse și să călătorească în spațiu. Interesant. Eu vreau să călătoresc în Spania. În sfârșit. Cătălin este asistent de vânzări și în timpul liber un cinefil convins. Acasă este zilnic întâmpinat de cele două pisici ale sale, Bulinuță și Tomiță, cei doi câini, Azorel și Negruțu. Nu spune, Negruțu-i negru. Da. Precum Vlad visează să ajungă pilot de curse. Nu-și imaginează viața fără bere, filme și jocuri de bowling cu prietenii. Răzvan are 26 de ani și este masseur. Ca să se relaxeze după o zi plină, mănâncă.
De altfel, este pasionat de gătit și ne spune că ar fi putut deveni un bun bucătar dacă nu ar fi mâncat tot din fiecare bucătărie în care ar fi intrat. În rest, este empatic, săritor și visează ca într-o bună zi să meargă la un meci de fotbal de-al Barcelonei. Recunoaște deschis că n-ar putea trăi după cum era de așteptat, fără mâncare. Toată lumea bine? Da. Ne și distrăm astăzi? Categoric. Da. Baftă. Mulțumim. Baftă. 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 De cealaltă parte, familia Țuianu. Ei au ajuns la cel de-al patrulea joc. Noi îi spunem semifinală dacă vor reuși să câștige astăzi. Merg în finală. Au șansa să lupte pentru premiul cel mare. 20.000 de lei. Claudia, bine ați revenit. Bună. Cu cine ai revenit? Cumnatul meu, Teo. Bună, Teo. Tatăl meu, Nicu. Salutare, Nicu. Mama mea, Lili. Bună, Lili. Și cumnata mea, Beatrice. Bună, Beatrice. Bună. Totul bine? Da. Love is in the air? Si, si. Baftă. Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Baftă. Baftă. Runda întâi, capitan în față. Ios. Să vedem câte variante. Sunt 8 variante. Am rugat 100 de români. Numește ceva de care n-ai neapărat nevoie, dar pe care alegi să dai mulți bani. Haine. Avem. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai da. Să jucăm. Numește ceva de care n-ai neapărat nevoie, dar pe care alegi să dai mulți bani. Parfum. Nicu, numește ceva de care n-ai neapărat nevoie, dar pe care alegi să dai mulți bani. Bijuterii. Bijuterii. Foarte bine. Lili, numește ceva de care n-ai neapărat nevoie, dar pe care alegi să dai mulți bani. Încălțăminte. Avem pantofi. Beatrice, numește ceva de care n-ai neapărat nevoie, dar pe care alegi să dai mulți bani. Machiaje. Machiaj. Te simți și vinovat un pic, am văzut. Bun. Claudia, numește ceva de care n-ai neapărat nevoie, dar pe care alegi să dai mulți bani. Ceasuri. Ceasuri, domne. No. Da. No? No. Eu cred că avem. N-avem. Eu așa cred. Avem de la altă rundă. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Teo, numește ceva de care n-ai neapărat nevoie, dar pe care alegi să dai mulți bani. Mașină. Bravo. Nicu, numește ceva de care n-ai neapărat nevoie, dar pe care alegi să dai mulți bani. Motoare. 60 de puncte în joc. Consolă. Ok. Televizor. Ok. Electrocasnice. Ok. Electrocasnice. Ok. Trei variante, domnule. Ai putea fura 60 de puncte. Numește ceva de care n-ai neapărat nevoie, dar pe care alegi să dai mulți bani. Electrocasnice. Câștigă această rundă familia Țuianu. Ce mai avem acolo? Televizor. Dar de ce ți-ai cumpărat cheie dinamometrică dacă nu știi să o folosești? De sudură și plită de... De care? Ce aparat de sudură ți-a luat? Închiriază. E sigilat. Ai zis că este sigilat? E albastru sigilat. E o nouă culoare, e albastru sigilat. Stai un pic. E de la cu electroz? E cu rolă? E mic? E tig? E ce e? Că e cam, e, așa e, da? De ce da bani? Explică de ce da bani pe el. Asta vreau să știu și eu. Să fie acolo. Că cine știe, poate vrei la un moment dat să te sui pe ceva și n-ai pe ce să calci. Să te sui pe... Ceai, mă?
Ce cle... Lasă-mă cu geanta de pe ecran. Deci ce clește pentru ceramica ei? Ce faci tu, mă? Tu ai, dar tu nu modelezi nimic. Adică, după ce ai tăiat placa cu aparatul, vii cu cleștele și o desprinzi. Aia merge și pe un... Dar el n-are nici de ce, nici pe aia. Are mânere roșii. Cine are mânere roșii? Ce mai avem acolo? În care? Excursii. Cum? Excursii. Ce? Eu știu ceva. Ce a spus domnișoară? Stațiune de călcat? Stație, stație. Telefon. Da. Luna Roa. Teo și Elena. Perfect. Plantă? Da. Redresor de baterie ai? Da. Câte? 1? Mă mir? Am întrebat 100 de români. Ce jucărie de-a copilului n-ar mai încăpea în casă dacă ar fi în mărime naturală? Mașinuța. Mașinuța. Automobil. Iată. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Teo. Vlad, ce jucărie de-a copilului n-ar mai încăpea în casă dacă ar fi în mărime naturală? O girafă. O girafă. Cum o fi ajuns noi la girafă? Avem girafă. Cum a... Nu vreau să știu. Cătălin, ce jucărie de-a copilului n-ar mai încăpea în casă dacă ar fi în mărime naturală? Avion. A, da. Să te trezești cu un Boeing în sufragerie... Nu e acolo, dar păstrăm ideea, e bună. Răzvan, ce jucărie de-a copilului n-ar mai încăpea în casă dacă ar fi în mărime naturală? Robot. Robot. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Dan, ce jucărie de-a copilului n-ar mai încăpea în casă dacă ar fi în mărime naturală? Un elefant. Vai. Iată-l. Elena. Ce jucărie de-a copilului n-ar mai încăpea în casă dacă ar fi în mărime naturală? Un dinozaur. Dinozaur. E... Na, bele. Cum e, Codreanu? Vlad, ce jucărie de-a copilului n-ar mai încăpea în casă dacă ar fi în mărime naturală? O macara. Tu unde le scoate, doamne? Stau în soare. Un zor de zi. Vă ascult? Un urs. Urs. Tren. Tren. Trenuleț. Trenuleț. Urs. Urs. Patru variante. Ce jucărie de-a copilului n-ar mai încăpea în casă, dacă ar fi în mărime naturală? Urs. Avem urs? Da. Și încape în casă. Câștigă această rundă familia Țuianu. Ce mai avem acolo? Trenulețul. Cine? Tren. Autobuzul. Autobuzul. O căsuță. Tramvai. Îl și văd ieșind în dormitor. Tramvaiul. Și tractorul. Da, da. Un nume 650 ar fi acolo pe hol la intrare bombă. Vaporaj. Vaporaș. Cameon? Cu tocul, cu eset, cu tocul, pompieri și foc. Nu, asta nu. Pauză, revenim. Dați-mi și mie un cadru cu colegii noștri. Uitați-vă cum arată. Eu am mai văzut la Techirghiol.
Jur, la Techir Ghior, la împachetări cu nămol, dați-mi și mie un cadru acolo, vă rog frumos. Uitați-vă cum stai, nu te îndrepta în capul oaselor, stai acolo. Uitați-vă cum, domne, fix ca la nudiști, la Jupiter, unde era? La nu, fix așa, uitați-vă la ei cum stau acolo, soarele lipsește și crema de soare. Nu atâta relaxare la serviciu, doamne ferește așa ceva. Știu că era crema aia de soare OTI, o știți? Foarte bun, foarte bun. Runda a? Treia. Perfect. Minunat. Haideți. Să vedem câte variante. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Colegul de muncă ți-a făcut o favoare. Ce îi oferi ca să-i mulțumești? Bani. Bani. Deci pe direct pe... Bineînțeles. Ia aici, tași din gură, las-o așa. Sănătate. Avem pe ultimul loc. O cină. O cină. Interesantă variantă. Avem un punct diferent. Jucăm. Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Vlad. Colegul de muncă ți-a făcut o favoare. Ce îi oferi ca să-i mulțumești? O cafea. O cafea. Bun. Colegul de muncă ți-a făcut o favoare. Ce îi oferi ca să-i mulțumești? Prăjitură. Prăjitură. Claudia. Colegul de muncă ți-a făcut o favoare. Ce îi oferi ca să-i mulțumești? O sticlă de vin. Avem sticlă de vin. Colegul de muncă ți-a făcut o favoare. Ce îi oferi ca să-i mulțumești? Un suc. Un suc. Mai pe un ghie încât așa. Avem? Da. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Nu avem, Teo, îmi pare rău. Nicu, colegul de muncă ți-a făcut o favoare. Ce îi oferi ca să-i mulțumești? O invitație la restaurant. O invitație la restaurant. Dar ce-i trebuia invitați? 56 de puncte în joc. Vă ascult, doamne și domni. Să-mi spuneți ce soluții credeți că sunt acolo pe panou. Te ascult. Întoarcem favoare. Întoarcem favoare. Am înțeles? Îi mulțumim. Am înțeles? Întoarcem favoare. Am înțeles. Stai că n-am reținut la Răzvan ce... Nu care că te aștept. 4 variante, 56 de puncte. Dan, colegul de muncă ți-a făcut o favoare. Ce îi oferi ca să-i mulțumești? Întoarce favoare. Câștigă această rundă familia Pavel. Ia spuneți. Îi mulțumim. Îi ofer încă o ocazie. Iată, colegule, mersi mult pentru ajutor. Ia niște diabet. Servește. Nu toată cutia. Flori. Ciocolată. S-a pus pe el, e glicemia, e în cer. Altceva? Îi ofer șansa să lucreze în locul meu. Îi ofer șansa să lucreze în locul tău. Doamna, cred că trebuie să fie foarte norocos. Dar adevărul e că el chiar așa face. Ion, unde ești? Ion lucrează, plantă, încasează. Bere! Bere, domnule, bere. I-a dat Teo suc. Runda a... Para. Duble puncte. Da. Cu cine jucăm? Să vedem câte variante. Am întrebat 100 de români. Mergi cu partenerul să vă cumpărați prima mașină la mâna a doua. La ce sunteți atenți? Defecte mecanice. Defecte mecanice. Marca. Bun. Jucăm. Jucăm? Hai să jucăm. Mulțumesc, Cătălin.
mergi cu partenerul să vă cumpărați prima mașină la mâna a doua. La ce sunteți atenți? La kilometri. La kilometri. Bun. Claudia, mergi cu partenerul să vă cumpărați prima mașină. La mâna a doua. La ce sunteți atenți? Să nu fie zgriată. Bun. Teo, mergi cu partenerul să vă cumpărați prima mașină la mâna a doua. La ce sunteți atenți? La interior. Nicu, mergi cu partenerul să vă cumpărați prima mașină la mâna a doua. La ce sunteți atenți? Cum merge motorul. Cum merge motorul. Cum toarce. Bun. Lili, mergi cu partenerul să vă cumpărați prima mașină la mâna a doua. La ce sunteți atenți? Să fie confortabilă. Confortabilă. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Beatrice, mergi cu partenerul să vă cumpărați prima mașină la mâna a doua. La ce sunteți atenți? La dotări. Dotări. Zici opțiuni. Bine. Ia să vedem ce spuneți voi. Consum. Vă ascult. La consum. Dacă a fost implicat într-un accident. Istoricul mașinii, dacă a fost implicat într-un accident. Consum. Patru variante. 122 de puncte. Dan, mergi cu partenerul să vă cumpărați prima mașină la mâna a doua. La ce sunteți atenți? La consumul acesteia. Avem consum? Da. Câștigă această rundă familia Pavel. Ce mai avem? Istoric. Istoricul de accidente. Runda A. Cincea. Mai avem variante. Mai avem variante? Două. De asta mi-era frică, dar dacă mă întorceam, vă era clar că... Mi-era că e urs acolo. Ia spune, ce e? Aer condiționat. Aer condiționat. La culoare, domne. Asta e foarte important. Azi la femei. Actele, dacă sunt în regulă. Dacă sunt în regulă, actele. Dacă cum? Capacitatea porbagajului. Ce anume? Capacitatea porbagajului. O rog pe soție. Suie-te puțin aici. Ia, întinde-te. Întinde mâinile. Ia, întoarce-te. E bun. Așa. Mie îmi place că eu cred că aici avem doar miliardar, domne. Că n-a zis nimeni prețul. N-ar fi zice nimeni. Domne, cât costă? Eu am nu. Zis prețul. A zis, nu v-am auzit, doamnă, că păi, printre... Păi, am zis că mă ceartă mama de el. Prețul. Of, 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 of. Runda A. Cincea. A cincea, pardon. Eu o să plec un pic, vă hotărâți voi și... Beatrice și Răzvan! Să vedem câte variante avem. Am rugat 100 de români. Numește ceva de care un polițist are nevoie din belșug atunci când vrea să prindă un răufăcător. Spune-mi, Răzvan. Pistol. Bun. Cătușe. Cum? Cătușe. Cătușe. Nu e acolo. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Beatrice. Numește ceva de care un polițist are nevoie din belșug atunci când vrea să prindă un răufăcător. O mașină de poliție. O mașină. Elena. Numește ceva de care un polițist are nevoie din belșug atunci când vrea să prindă un răufăcător. Spray paralizant. Hai, îi dă din belșug. Două săptămâni nu știe de capul lui. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Vlad. Numește ceva de care un polițist are nevoie din belșug atunci când vrea să prindă un răufăcător. Un coleg. Te ascult. E acel baston. Acel baston. Da, nu știu cum îi zice. Mi-a arătat o pulpă. Nu.
m-am arătat în aer. De coleg. De coleg. De ajutor. De ajutor. Baston. Baston. Șase variante. Te rog, Claudia, să te concentrezi. Sunt 24 de puncte în joc. E nebunie. Numește ceva de care un polițist are nevoie din belșug atunci când vrea să prindă un răufăcător. De energie să alerge după el. Energie să alerge după dânsul. Casa e proastă la partea proastă la răufăcători, ca fug. Câștigă această rundă și 24 de puncte, familia Tuianu. Ca să vă ajut, că îmi dau seama că e greu, o să invit alături de mine pe Codreanu și pe plantă, prietenii și colegii mei, echipa de șoc. E, plantă o să joace rolul infractorului. Haide, nu te mai mira așa. Deci tu, dacă e, tu ești cu fața încolo și într-o poziție de-asta de fugă, da? Fugă, nu, asta e bătaie, fugă, fugă. Cu un picior în spate, un picior în spate. Ți-e frică de poliție și te uiți după hoț. Sau nu, pe partea aia altă, să te uiți. Ia, uite, mai așa. Așa, cu puțină frică te uiți, da? Nu, pe partea asta altă, așa. Și așa. Tu ești pus pe rele, da? Tu ești aici și urli. Stai pe loc! Stai pe loc! Nu, dar nu trebuie să zic așa ca idee. Așa nu trebuie să... Așa. Deci până acum ai pistol și condiție fizică. Unde e pistol? Așa. Așa. Și condiția fizică unde e? Că arăți, în sfârșit nu contează. Ce mai avem? Fluier. Fluier. Nu, că nu muta pistolul. Nu știe să fluie. Noroc! Cum, domne, noroc, domne? Noroc. Noroc, dacă e, joacă și la loto. Pe drum te oprești și iei niște bilete. Tu vezi de treaba ta, că ți-e frică, tu n-auzi. Așa. Altceva. Câine. 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 Baston. A fugit, mamă. Fii n-au mă încoace că tu n-ai înțeles că asta e serios. Păi nu, te frică, dar ești în fugă. Te-am surprins. Te-a surprins și tu fugi. Ce-ai furat? E un stop cadru, așa. Și te uiți către el. Ia să vedem. Nu, stai pe loc. Curaj. Curaj. Așa, așa. Așa. Ești plin de curaj. Aia. Și ce mai avem? Baston cu electrociocuri. Cătușe. Baston cu electroliți. Experiență. Păi pare că nu se grăbește după cum ați văzut. Altceva? O mașină. Am încercat cu mașină, n-are, i-a luat carnetul. L-am luat înapoi. Ai? Are, domnule, are, el are maiou antiglonț. Are, e modelul nou ăla, pe dedesubt. Protejează foarte bine sfârcurile. Cătușe nu, mașina nu. Ce face? Dar ăsta ce e aici? Baston. Ai baston, are baston. Ce mai are? Unde îl duce pe hoț? Nu tu, cătușe, nu tu, mașina. Unde îl duce? Unde să-l ducă? La sanatoriu, nu știu. Îl duce la mare, în concediu, unde să-l ducă? Dacă nici acum nu ne dau ăștia afară, data viitoare jucăm toți nud. Și voi, da. Runda A, nu acum. Punct. Să vedem câte variante. 7 sunt. Am întrebat 100 de români. Ce se golește atunci când începe să plouă? Butoiul. Butoiul? Interesant. Mă mintam. Tu ești cetat un pic cu fizică.
Rămâne între noi. Nori. Nori. Favorit. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Dan. Ce se golește atunci când începe să plouă? Scurgerea. Nicu. Ce se golește atunci când începe să plouă? Burlanul de la casă. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Lili. Ce se golește atunci când începe să plouă? Butoiul. Să plouă în el. Mizeria după șgheau. Vă ascult. Mizeria după șgheau. Mizeria după șgheau. Mizeria de pe șgheau. Mizeria de pe șgheau. Mizerabil șgheabul ăsta. 6 variante. 108 puncte în joc. Am întrebat o... Știi că dacă îmi dai orice de acolo, câștigați, mergeți mai departe. Dacă nu, merg cu ei în finală. Decizia este la tine, Dan. Mai zic o dată, butoi. Am întrebat 100 de români ce se golește atunci când începe să plouă. Mizeria pe șgheab. Șgheab. Avem? Nu. Și avem o nouă finală. Ce spun românii? De data asta cu familia Țuianu. Ce avem, doamne, acolo? Plaja. Plaja, strada, parc. Terasa, parc. Terasa. Ce simplu era. Strandul. Grădina de vară. Ce? La teatru. A. Teatru de vară, adică, da? Teatru de vară. Terasa. A zis și terasa. Plaja, nu? Ce? Plaja. 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 Mulțumiți? Nu. Mai avem una. Magazinul se umbrele. Trei români au fost la un moment dat în niște magazine speciale de umbrele. Când plouă, e omor acolo. Se calcă oamenii în picioare. Ați văzut, sunt cozile alea imense. Da, da, da. Da, sute de oameni stau în ploaie așteptând la umbră. Pregătiți-vă de rundă fulger. Cu cine joc, știți? Aha, ok, ok, bun. Iar vouă vă mulțumesc foarte mult că ați revenit. Stai că ce-i ciudat de pe telefon, dai așa afară direct. Cum a fost? Foarte frumos. A fost frumos, nu? Da. Ați avut emoții până la urmă? Cât de cât. Nu mă gândeam deloc. Răzvan n-a avut deloc. Ce anume? Nu mă gândeam deloc la răspunsul. S-a văzut, să știi. Mă mai aștept când vreți voi. Sigur. Să fiți bine. Toate bune. Sănătate. Să rămână. Toate bune, Vlad. Toate bune, Cătălin. Toate bune. Peiți. Pauza scurtă. Revenire pe jur. Am revenit cu runda fulger, cu o familie care etapa viitoare ajunge în finală. Vor lupta pentru premiul cel mare de 20.000 de lei. Până atunci, 2.500. Cu Teo și Beatriz, haideți! Sunt două manșe, ca de obicei. Încep cu... Beatriz. Ne vedem mai încolo. De secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. De acord? Da. Secundele trec din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români
ce tip de lemn folosești. Dacă vrei să construiești cu mâinile tale cel mai solid pătuț pentru micuțul tău. Stejar. Câți ani durează cariera unui fotbalist profesionist? 40 de ani. Ce mijloc de transport are cele mai comode scaune? Trolebuzul. Ce animal pare că dansează atunci când merge? Pinguinul. Din ce fruct se face piure de fructe? Din ce fruct? Măr. Măr. Vrei să vedem? Da. Hai să vedem. Ce tip de lemn folosești dacă vrei să construiești cu mâinile tale cel mai solid pătuț pentru micuțul tău? Tu mi-ai spus? Stejar. Stejar. Că faci pătuțul din stejar, îl ține și pe plantă. Favorit, bravo. Câți ani durează cariera unui fotbalist profesionist? Mi-ai spus? 40 de ani. 40. Da, ar fi, dar nu. Ar fi, dar nu. Ce mijloc de transport are cele mai comode scaune? Tu ai spus? Trolebuzul. Trolebuzul. Poate n-am mai mers eu cu trolebuzul de 86 la care mergeam eu. După două stații știi că ești în el. Ce animal pare că dansează atunci când merge? Tu mi-ai spus? Pinguinul. Pinguinul. Iată, din ce fruct se face piure de fructe? Și tu ai spus? Măr. Din măr. Mulțumesc. Voiam să zic avion, dar mă blocai. Vine acum Teo. De secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știi un răspuns, atunci desigur îmi dai pas, trec mai departe, mă întorc la final. Sigur. Dacă îmi dai un răspuns, se aude sunetul ăsta. Înseamnă că trebuie să-mi dai repede un alt răspuns la aceeași întrebări. Da. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc. Ce tip de lemn folosești dacă vrei să construiești cu mâinile tale cel mai solid pătuț pentru micuțul tău? MDF. Câți ani durează cariera unui fotbalist profesionist? 10. Ce mijloc de transport are cele mai comode scaune? Autobuz. Ce animal pare că dansează atunci când merge? Rață. Din ce fruct se face piure de fructe? Căpșuni. Ok. Cum suntem? Reușim, deci? Nu. Ce tip de lemn folosești dacă vrei să construiești cu mâinile tale cel mai solid pătuț pentru micuțul tău? MDF. Te-ai dus tu pe MDF și vopții, nu? Păi bravo. Te-ai dus acolo la frumusețe, la scumpete. Stejar, brad, fag, nuc, cireș, pal, bambus. Bambus. Câți ani durează cariera unui fotbalist profesionist? Mi-ai spus? 10. 10 ani. La 10 ani s-a retras în glorie sau ori e cu accident? A venit speranța, a murit legendă. Mers. 15, 20, 10, 30, 35, 12, 14, 25 de ani. Ce mijloc de transport are cele mai comode scaune, mi-ai spus? Autobuz. Am mers mulți ani, 141, 232, 116, 135, 123. Nu era nimic comod. Nu. Favorit, avion. Apoi tren, autoturism, autobuz, autocar, limuzină, tramvai, metrou. Ce animal pare că dansează atunci când merge? Mi-ai spus? Rață. Ochidochi. Pinguinul, pisica, avem câine, rață, cal, cangur, urs, maimuță. Din ce fruct se face piure de fructe? Mi-ai spus? Căpșuni.
Căpciună. Alea românești bune, parfumate, bune, bravo. Semoase, nu? Banană, măr, căpciună, mango, castană, pară, piersică, avocado. Domnule, mergem mai departe în finală, asta contează, felicitări. Mulțumesc. Haideți cu toți încoace. Felicitări. Mulțumim. Ediția următoare probabil că va fi cu multe emoții, mai multe decât până acum, dar sper să rămâneți calmi, să vă distrați, să vă, cumva să vă bucurați în continuare de joc. Mulțumim. 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 Haideți cu toții și voi, Dan. Ediția următoare, premiul cel mare, 20.000 de lei. E pus acolo și așteaptă să plece spre casă cu familia Tuianu. Nu ține de noi, ține de ei și desigur de cealaltă familie cu care se vor întâlni. Până atunci, să fiți bine, să fiți sănătoși, să aveți oameni frumoși în jur.